puțin căldura lui și să miroasă frumos a focace, a pâine făcută proaspătă. Vlăduț, ce gătim azi? Bună dimineața din nou, ce dreptate ai, Dani! Mă inspiră foarte mult atunci când am un cuptor de pizza lângă mine, îmi vin tot felul de idei trăznite, bineînțeles pe bază de pizza. Deci astăzi am să prepar o pizza zburătoare și, sau să-i spun mai corect, o pizza naripată, pentru că am ca ingredient de bază, pe lângă altele, am aripioare de pui. Cred că nimeni nu prea a mai văzut până acum o pizza cu aripioare de pui. Dar în afară de acestea mai aveți nevoie de următoarele ingrediente. Sigur că da, în afară de aluatul de pizza. Aveți nevoie de avocado, roșii sau roșii sherry, lămâie și lime, un pic de ceapă ardei iute, mere verzi, cele mai tari mere verzi, acelea acrișoare care îi dau un plus de prospețime, miez de nucă. Sigur că da, cașcavalul cheddar îmi place foarte mult să-l folosesc în această combinație. Și mare atenție, sos barbecue, deci nu aluatul de pizza. Procedura este la fel de simplă ca și la pizza. După ce se întinde aluatul de pizza, se întinde peste acesta, se unge practic un strat foarte subțire din sosul barbecue. Știm cu toții că acesta este ușor afumat și se potrivește foarte bine cu aripioarele. Peste sosul barbecue am să așez brânza cheddar dată printr-o răzătoare și introduc totul la cuptor. Așadar, am o bază de pizza foarte, foarte simplă. Aripioarele am să le prepar la cuptor. De preferință, acestea trebuie să fie ușor de tot picante, iar separat, pentru că vreau pentru aripioare un suport să nu aibă direct contactul cu pizza, un suport foarte, foarte fresh. Sunt convins că ați ghicit, am să prepar un guacamole din primele ingrediente, guacamole care va fi ușor altfel, având în vedere faptul că acesta conține și mere și miez de nucă. La sfârșit de tot am să decorez pentru un plus de prospețime cu baby spanac. Deci am o pizza înaripată, delicioasă și mai deosebită. Băieți? Mulțumim!